Moldova este gata să accepte toate condițiile pentru a obține statutul de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană, o spune președintele Parlamentului Igor Grosso. El a precizat că se discută și cu reprezentanții țărilor care sunt sceptice în ceea ce privește meritele Moldovei de obținerea acestui statut. Pentru a respecta rigorile de obținerea acestui statut, se prefigurează să fie o listă de condiționalități, pe care noi, sigur, o să le acceptăm. Noi știm care sunt carențele pe interior, sunt politici pe care trebuie să le implementăm în diferite domenii, de aceea nu văd nimic ieșit din comun aici. Lucrăm cu ștepticii. Cel mai bun remediu, te întâlnești, discuți, pui mâna pe telefon, bună ziua, noi suntem de la Chișinău, dorim foarte mult să devenim membri candidați, merităm, nu suntem prin declarații, doar membri prin fapte. În cadrul vizitei pe care a făcut-o la Chișinău, Emmanuel Macron, președintele Franței, țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene, a declarat că dacă nu ar fi războiul din Ucraina, Moldova nu ar primi statutul de țară candidată de aderare la UE, întrucât s-ar aplica niște reguli normale. Macron a menționat că vor fi impuse niște condiții pe care Moldova ar trebui să le respecte, fără a preciza care sunt ele. Vineri, Comisia Europeană se va expune în ce condiții Moldova va primi statutul de țară candidat. Decizia finală va fi luată în cadrul summitului Uniunii Europene, care va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare.